și ne rugăm, Domnul, să fie comoara noastră. Adevărata bogăție este să-L ai pe Dumnezeu. Și cei mai săraci oameni, să știți că nu sunt cei care n-au bani, ci sunt oamenii care nu-L au pe El. Doamne, îmbogățește-ne pe toți. Această seară, dragii mei, vreau să ne uităm la acest text, la Elie, dar în mod special Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre depresie, boala secolului 21, o stare pe care dicționarul român o definește ca o stare sufletească, de tristețe, asociată de cele mai multe ori cu neliniștea, cu amărăciunea, cu dezamăgirea. Dacă ar fi doar o boală tropiască, n-aș predica de ea pentru că nu sunt doctor. Dacă ar fi vorba de diabet, de hepatită, de tensiune, nu predicăm despre asta la Amvon pentru că nu suntem în domeniu, sunt parți, sunt probleme care au treabă cu trupul. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că această boală afectează mai mult sufletul decât trupul. O să încep să vă dau câteva statistici, pentru că poate o să întrebați ce importanță are depresia cu biserica. Dragii mei, am întâlnit persoane în adunări destul de multe la mărturisiri care sunt atacate de aceste stări și vreau să vă spun că, vorbind la general, nu doar de anumite confesiune, în lume sunt 350 de milioane de oameni afectați de depresie. Aproximativ 5% din populația lumii este afectată de depresie. Vânzările medicamentelor antidepresive au crescut cu 40% în ultimii ani, deși aș sublinia că această boală nu se rezolvă cu medicamente. E indicat în stări de depresie accentuată, când trupul slăbește, când nu mai mănânci regulat, când nu mai poți să dormi, e indicat să faci o vizită la doctor. Dar vreau să vă spun că asta e o boală care trebuie să o rezolve Dumnezeu. Și ar trebui, dacă cumva ești atacat de aceste duhuri, de ceea ce eu voi sublinia în acest mesaj, să nu te bazezi pe antidepresive. Dragii mei, din păcate am întâlnit mame cu copii căzut în acest punct. Și nu-i de mirare, să știți. Am întâlnit tineri căzut în acest punct. 70 și... Că asta m-a îngrijorat. 78% din oamenii care se sinucid o fac din cauza depresiei. Mi-e greu să vă spun la Amvon că avem cazuri de sinucidere chiar și în lumea evanghelică. E adevărat, destul de puține. 8 cazuri în 2010, de exemplu. Dar totul e ceva, nu? Nu vorbesc de lumea de afară. 1 milion de oameni pe întreg globul își iau viața într-un an de zile. Adică în tot la 40 de secunde cineva își ia viața. Fac o paranteză, nu vreau să predic despre sinucidere astăzi, poate altă dată, dar sinuciderea este păcatul care îți garantează cel mai sigur iadul. Mi-e greu să spun lucrul ăsta. Nu sunt în locul Domnului să fac judecata, spunea Ravi Zacharias, nu am ultimul cuvânt, dar nu vreau să fiu în fața lui Dumnezeu, spunea Ravi Zacharias, cu această responsabilitate că eu am făcut ce trebuia Dumnezeu să facă, El trebuie să îmi dicteze mie când se oprește viața. De bârfă te pocăiești, de minciună te pocăiești. Cum te poți pocăi de sinucidere dacă ai murit? Dragii mei, boala aceasta depresiei, boala în ghilimele, repet, este boala sufletului, trimite 80% de oameni dintre cei care se sinucid, o fac din cauza aceasta. Gândiți-vă că de când am început predica, deja sunt câțiva oameni care și-au luat viața pe întreg globul pământesc. Cei din lume ajung să-și ia viața, cei din biserică nu își iau viața ei cu mâna lor, dar am auzit cuvinte scăpate de oameni care sunt în depresie. Și astăzi vreau să venim cu Biblia să vedem, sunt biblice cuvintele acelea, sunt bune? Pentru că sunt oameni care spun, mai bine să mor decât să-mi văd cu pruncii ce necaz fac, mai bine să mor. Și nu mai pot, ori ajuns într-o depresie. Dragii mei, nu-i rău să ne dorim moartea din motivul de a ne întâlni cu Domnul și din dorința de a-L vedea pe El. Dar aici nu-i vorba de așa ceva. Aici e vorba de o stare de amărăciune în care nu vrei să mai trăiești.
Și sunt persoane, să știți, chiar dacă nu o spun ele în public, chiar dacă poate unele nu vin la mărturisire, de-a lungul vieții și-au dorit ca Dumnezeu să le ia viață. E adevărat că între noi și cei din lume există diferența asta foarte mare. Nu ne aruncăm de pe bloc, nu? Când ajungem în necazuri și în probleme, trebuie să facem câteva lucruri pe care eu le voi enumera. Vreau să vă spun, dragii mei, că această boală au avut-o oameni mari din Biblie. Aceste stări. Că la unii sunt doar niște stări. La alții pot să fie, îmi scria o tânără zilele trecute, de 2 ani de zile. Stă în această problemă și nu reușește să o depășească. Vă amintesc câțiva oameni din Biblie care au avut stările acestea de neliniște accentuată, de îngrijorare, de dorință ca totul să se termine. Și primul știți cine-i? Moise. Vă așteptați la Moise? Nu mă așteptam la el. Deschidem Biblia, te rog să afișez, numere 11, versetul 12. Oare eu am să-mi slipe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici? Acum eu citesc, dragii mei, cursiv. Dar când Moise spunea cuvintele astea, imaginați-vă cum le spunea. De unde să iau carne, următorul verset, ca să dau la tot poporul acesta, căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară, m-a zis Moise. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai văd nenorocirea. Moise, dragii mei, din cauza prea multor poveri, să duci 2 milioane de oameni, aproximativ, cu femei și copii, 2 milioane de oameni prin pustie. Gândiți-vă câte probleme erau acolo. Gândiți-vă că pentru orice ceartă vineau la Moise, din 2 milioane, păi la o biserică cu 300 e greu de oameni, dar la un popor de 2 milioane de oameni, gândiți-vă. Vă dați seama că Moise a fost epuizat, prea multă responsabilitate. Și la un moment dat o răbufnit și a zis, nu mai pot! Mă gândesc la un alt om din Biblie care a avut și el o stare de depresie. Mă gândesc la Iona. Știți că omul acesta ajunge într-un moment și foarte interesant contextul. Iona, capitolul 4, cu versetul 3. Acum, Doamne, ia-mi viața că își vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și nu a spus cuvinte așa ușoare aici. Chiar era convins și era și-și dorea asta. Dragii mei, poate vine să zâmbesc când mă gândesc, era alții, parcă au avut motive mai mari. Dar Iona, știți de ce au cerut să-i ia Dumnezeu viață? Ascultați un verset mai înainte. Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul ăsta voiam să-l înlătur fugind la tars. Ascultați. Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung, rădător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Ca să vă explic un pic. O zis Ioan așa, Doamne, știi de ce n-am venit eu să le spun la ăștia că încă 40 de zile și Nineve va fi nimicită? Pentru că dacă ăștia se pocăiești, tu ierți. Și mie nu-mi convine, o zis Ioan. Mie îmi place că tu ești bun, o zis Ioan. Mie îmi place că ești plin de har, de îndurare, de bunătate, dar vreau numai pentru mine și pentru evrei să fie așa. Că de-a lungul vremii, de-a lungul secolilor, sirienii ăștia au băgat sabia în mame însărcinate. Sirienii ăștia ne-au lăsat copii orfani, sirienii ăștia ne-au lăsat cetățile pustiite și eu am venit să le spun încă 40 de zile, ei să le pocăiesc, tu ierți. Și eu nu pot să suport asta, zice Iona. Și în Iona, dragii mei, s-au prins gelozia aceea. Știți care e diferența între gelozie și invidie? Gelozia e momentul acela când alții vor să aibă ceva ce e al tău. Și invidia e momentul acela și starea aceea când tu vrei să ai ce au alții. Și Iona a zis, Doamne, eu am căzut în depresie din cauza geloziei. Poate veți zâmbi. Știți că sunt sinucideri din cauza geloziei? Știți că sunt crime? Nu vreau să fac pe reporterul, că nu-mi plac lucrurile astea. Dar rămân uimit. Săptămâna trecută, 2 tineri și-au ucis soțiile și apoi s-au ucis pe ei. Unul dintre ei și ăla a fost prins de poliție din cauza geloziei. Totul de la o banală vorbă, de la o banală bănuială. Dragii mei, sunt stări, sunt duhuri, care, spuneam și altă dată, vine printr-un păcat, îi deschizi poarta și apoi se învârte păcatul la cap bulgăre de zăpadă până vrea să ia viața persoanei respective. Doamne, păzește-ne! Dacă Dumnezeu e milos cu noi, dragii mei, să-L lăsăm să fie milos și cu alții. Nu? Iov a trecut prin stări de depresie, să știți.
Uitați ce spune Iov în 3:26, n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine și în alte părți, el își bleastă-mă ziua în care s-a născut. Dar știți ce nu face omul acesta? Niciodată nu rostește un cuvânt de hulă la adresa lui Dumnezeu. Chiar dacă a ajuns jos, chiar dacă a ajuns în cea mai joasă vale din viața lui, omul acesta, poate spun doctorii, care ar fi avut psoriazis, o boală groasnică, să te scarpi mereu. Am văzut un copil zilele trecute, o circulat și pe WhatsApp un video, un copil dus din Ucraina în Bruxelles pentru avea o boală de piele, se scărpina în continuu și plângea în timp ce cineva îl filma. Și Iov își dorește moartea, își dorește să nu mai trăiască. Oameni, un alt mare om al Bibliei, David, spun teologii Bibliei, 7, poate până la 10 ani, au fost fugărit de Saul. Dragii mei, gândiți-vă că David era uns de Dumnezeu să fie împărat. Și Saul fugea după el. Și omul acesta, nu am timp să citesc prea mult, totuși Psalmul 40:12. Foarte mulți psalmi exprimă tristețea lui David. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiurile mele. Nu le mai pot suferi vederea, sunt mai multe decât perii capului meu și mi se înmoaie inima. De mai departe, izbăvește-mă, Doamne, vină, Doamne, de grabă în ajutorul meu. Uitați, să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața. Acolo nu era vorba de o bârfă. Umblau oamenii după el, oamenii lui Saul, fizic. M-am mirat recent, vorbeam într-o biserică despre lucrul acesta, fugea Saul după el, a ajuns la o fântână fără apă, Saul a prorocit cu câțiva și a mers mai departe. Voi vă dați seama ce viață avea Saul, dragii mei. Mergea cu sabia după David să-l omoare și mai intra pe la un proroc, mai intra pe la o stăruință, mai intre la o biserică. Știți că sunt oameni care fac așa. Vă zice, ai duminică, e biserică, nu? Ai mere, dar apoi iară, trebuie la păcatele noastre. Și David a ajuns, dragii mei, într-o stare de neliniște, într-o stare de tristețe foarte mare. Ieremia, uitați-vă la un alt mare om al Dumnezeu. 10 de ani se prorocește adevărul, Dumnezeu să te însoțească și toată națiunea să fie împotriva ta. Să le spui, mă, nu vă coborâți în Egipt. Taci din gură, că nu știi mai bine. Știți ce spune Ieremia în 15:10? Ascultați ce cuvinte dintr-o stare de depresie. Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu iau cumprumut, nici nu dau cumprumut. Și totuși, toți mă bleastă-mă. Poate vă simțiți, poate sunt oameni care au zis, mă, eu nu mă duc la mărturisire pentru că o să zică, fratele, ce-s cu stările așa? Dragii mei, oameni mari din Biblie s-au întâlnit cu astfel de stări. Ioan Botezătorul, nu mai citesc despre el. Era în închisoare și o trimis pe cineva. Întrebați-l să vedeți, el este sau să așteptăm pe altul? Și Iisus Hristos îi spune ucenicilor, spuneți-l la Ioan că șchiopii sar în picioare, bolnavii se vindecă. Cei care nu văd, văd de astăzi. Spuneți-l că eu sunt. Să nu mai fie în depresie, să nu se mai gândească, oare a meritat tot efortul, a meritat să trăiască, să spună adevărul. Spuneți-l că a făcut bine. Spuneți-l că a făcut bine. Vreau să ne uităm, dragii mei, la câteva trepte ale depresiei. Pentru că nimeni nu stă să se sinucide dintr-o dată, nimeni nu-și ia viața, nimeni nu-și dorește să încheie cu viața aici dintr-o dată. Poate să dureze ani de zile. Și știți că cele mai multe mărturii la oameni care au ajuns jos în depresie, știți ce spun mulți despre ei? Zice, mai era un om liniștit, nu știu cum a făcut asta. Era un om extraordinar, zice, niciodată n-am văzut să fi suferit de ceva. Pentru că e o boală interioară, dragii mei. În primul rând vreau să subliniez despre depresie faptul că deseori, stările de depresie vin după biruințe mari. Și asta e un paradox care vi-l spun astăzi și poate unii nu le vine să creadă. Că ai spune, mă, depresia vine după o stare rea. Nu. De multe ori, stările de depresie vin după biruințe mari, după succese mari. După, ca să vă folosesc un limbaj mai spiritual, după mari binecuvântări, vin mari încercări. Uitați-vă la Ilie și mă uit la Ilie împreună cu dumneavoastră. După 3 ani și 6 luni, Ilie se roagă și vine ploaia. O biruință extraordinară. Stă acolo pe Carmel după ani de zile în care poporul rătăcea din punct de vedere spiritual. Face o simplă rugăciune și se coboară foc din cer. O biruință extraordinară. Ucide împreună cu slujitorii lui 850 de proroci. Elimină ocultismul și păgânismul din țară. O biruință extraordinară. Și acum vreau să vă spun cât de șiret e diavolul și cât de nemernic, că pot să vă folosesc expresia asta la adresa lui, cât de
Dragii mei, diavolul, ascultați-mă bine, are această dorință să nu cumva să fie Dumnezeu preamărit, să știți. Dacă diavolul vrea să anuleze ceva, el are treabă în mod direct cu Dumnezeu și nu-i place ca Dumnezeu să fie lăudat. Și atunci diavolul are două scopuri în viață. Ascultați-mă. Toată lucrarea diavolului se rezumă la asta. Două scopuri. Unu, să oprească izbăvirea sau biruința pentru oamenii care se roagă și care o așteaptă. De exemplu, un sărac se roagă pentru pâine, da? Dumnezeu ți-e spune, du-te, du-i pâine la săracul ăla. Vreau să spun ceva. Din momentul când Dumnezeu îți vorbește să-i duci pâine la săracul ăla, până-i duci pâinea, ai lupte în continuu. N-ați pățit de multe ori asta. Cei care vă ocupați, poate, ați pățit asta. Dragii mei, cineva, un bolnav, cere izbăvirea Domnului, da? Și un fate prezbiter care trebuie să-i facă ungerea, are numai și numai ispite și numai și numai probleme. Știți de ce? Că diavolul știe că dacă rugăciunea acelui frate sau acelei surori care e necaz, e ascultată de Dumnezeu, Dumnezeu e preamărit. Și diavolul vrea să oprească izbăvirea. Daniel, avem un caz în Daniel. Câte zile? 21 de zile. A fost o luptă la nivelul văzduhului. S-a rugat Daniel și a zis, mă, oare m-a ascultat Domnul? După 21 de zile îi spune îngerul, Daniele, rugăciunea ta... Deci, ascultați-mă, nu-i greu ca rugăciunea să ajungă sus. Știți ce e greu? Răspunsul de sus să ajungă la noi, pentru că e o luptă puternică în văzduh, dragii mei. Ce îmi place la Daniel e că nu a renunțat. Dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să vedem, frate și surori, câte lupte sunt în lumea văzduhului ca să nu primești răspuns în căsătorie, să nu primești răspuns în facultate, în meseria care ți-o alegi. Am un sfat, continuă să te rogi, continuă să postești, continuă să trăiești în neprihănire. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea, așteptarea, speranța celor răi va pieri. Dar dacă diavolul, dragii mei, nu reușește să împiedice să vină izbăvirea la o persoană, ascultați ce face diavolul. Dacă nu reușește să oprească izbăvirea, măcar să scurteze bucuria după ce vine izbăvirea. N-ați observat? Ați mers acasă bucuroși de multe ori. Mă, Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt, a fost frumos la stăruință, a fost frumos la biserică. Când ai ajuns acasă a fost un necaz. Dar nu odată. În slujire, dragii mei, mi s-a întâmplat de zeci de ori lucrul acesta. Am prieteni care sunt colegi în misiune. Ne telefonăm, ne susținem unii pe alții în rugăciuni, în post. Aproape în fiecare săptămână se întâmplă ceva. Pentru că diavolul vrea să nu te poți bucura de succesul acela, de izbăvirea aceea, de biruința care ai avut-o făcând ceva pentru Dumnezeu. Ilie a avut niște izbăviri foarte mari. Atunci diavolul a zis, mă, n-am putut să opresc focul acela pe Carmel. Dar pot să fac ceva. Pot să-l ameninț prin Izabel. Dragii mei, vă amintesc că viața noastră e cu urcușuri și cu coborâșuri. Vă amintesc ce spune cântarea, Dumnezeul puternic ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și în vale, îți alungă durerea, cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Stăteam și mă gândeam, știți că cel mai greu nu e la urcatul pe munte, cel mai greu e la coborâre. Dragii mei, oamenii care fac alpinism și oamenii care urcă, cel mai greu nu-i la urcat. Cel mai greu e la coborât. Pentru că de bucuria urcușului, de bucuria că ai avut biruință, zici, acum iau un pic la fugă. Nu te mai poți opri. Gata ești. De multe ori venim acasă și mergem și suntem plini de bucurie. Atunci să fii cel mai atent, că atunci diavolul caută câte o portiță. Dar astăzi cerem biruința Domnului. Și el să anuleze orice plan demonic. Dragii mei, în al doilea vreau să spun despre depresie că are o altă treaptă depresia și care se numește frica sau neliniștea sau îngrijorarea. Uitați-vă aici, Izabel a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă mâine, la ceasul acesta, adică peste 24 de ore, nu voi face cu viața ta exact ce ai făcut tu cu viața acelor 850 de oameni care până la urmă erau conduși de Izabela și de Ahab. Dragii mei, frica noastră de multe ori, știți că este totdeauna în raport cu o autoritate anume. De exemplu, vă dau un exemplu. Dacă copilul vecinului mă bârfește, nici nu-l bag în seamă. Dacă șeful meu zice ceva rău despre mine, poate sufăr zile întregi. De ce spun asta?
dacă pe Elie ar fi zis cineva din popor, un om simplu, măi, vezi că o să mă duc să te ucid, n-avea treabă Elie. Dacă îmi spune o împărăteasă lucrul ăsta, intră frică. Întotdeauna diavolul va căuta să te lovească printr-o poziție de autoritate, pe o soră, poate diavolul să o necăjească, să o nelinișească prin soțul ei care ia autoritate, pe un angajat, prin șeful de la servici, pe un copil, printr-o profesoară de la școală. Și există această frică care intre noi, această neliniște. Uitați-vă, mă mir de Ilie, dar și noi putem trece pe acolo. Mii de oameni au recunoscut, spune Biblia acum capitolul înainte, au recunoscut că ăsta e adevăratul Dumnezeu. Mii de oameni l-au recunoscut pe Elie ca proroc adevărat. Dar știți că deșteret e diavolul, dragii mei? De multe ori noi nu vedem că sunt în biserică zeci de oameni care se roagă pentru noi. Știți ce vedem? Pe ăla care a spus o vorbă rea despre noi. Pe ăla îl vedem. Ilie nu s-a mai uitat că sunt zeci de mii, poate sute de mii de oameni care s-au întors cu fața spre Dumnezeu. Ilie, ochii lui s-au ațintit spre Izabela și a intrat frica asta în el. Pentru că spune în Proverbe 12:25, neliniștea, ascultați, depresie, neliniștea din inima omului ce face? Îl doboară. Dar o vorbă bună îl înveselește. De multe ori, dragii mei, suntem cuprinși și noi de frică. Nu e așa? Hai să recunoaștem că de multe ori vine frică. Vă dau câteva exemple, poate, dar dacă doctorul are de tabe și mai trăiesc numai 3 luni, dar dacă boala se agravează. Bun, dacă copilul nu intră la facultate, dacă îmi pierd locul de muncă, dacă nu iau examenele. Și dacă, și dacă, și dacă. Știți, se spune că cea mai mare parte din lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se vor întâmpla niciodată. Cea mai mare parte, dragii mei, din lucrurile acelea care ne stresăm pentru ele nu se vor întâmpla. Dar diavolul e atât de expert și de șuret încât să te țină angrenat. Și uită-te să vezi că nu te poți deschide la rugăciune. Se cântă în față biserica, frumos, grupul, cântare cu acordeon, frumos, chitară, ce mai e aici. Și tu stai și te gândești, mă, zice, dar cum o să fie cu hemoglobinele mâinile? Și stresați. Dragii mei, 1 Petru 5:7, aruncați asupra lui, câte? Că dacă spunea Domnul, dați-mi-le mie numai pe alea care sunt mai ușoare, alea grele, nu, uitați ce frumos, că vreau la fiecare pas să vedem cum putem lupta cu stările acestea prin care vine depresia. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește. M-am uitat la copiii mei. Niciodată nu s-o culca stresați pentru ce o să mănânce mâine dimineață. Știți de ce? Că nu-i treaba lor. M-am uitat la copiii mei, niciodată nu a fost stresat, niciodată nu m-a întrebat, tate, dar dacă nu-ți bagă patronul salarul pe car, ce faci? Păi ei nu interesează, să fie mingea în curte, asta e important pentru ei. N-ați observat asta? Dragii mei, acum nu zic că trebuie să avem exact atitudinea lor, dar una e să te îngrijorești și alta e să te îngrijești. Trebuie să ne îngrijim de familie, trebuie să ne îngrijim de lucrurile care avem nevoie, dar nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ele. Să nu lăsăm frica asta să pătrundă, pentru că, ascultați-mă, toate lucrurile noastre sunt în mâna Domnului. Eu pentru copiii mei, dumneatale pentru copiii tăi, îți dorești tot binele din lumea asta sau din universul ăsta. Credeți că Dumnezeu, plătind prin Fiul Său un preț de miliarde, nu pot să compar miliarde de euro, cel mai scump sânge, cum se spunea azi dimineața aici, credeți că ne vrea răul la fiecare sau la careva de aici? Ascultați ce frumos spune psalmistul, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Poate, eu nu zic, poate să fie orice în jurul tău. Ascultați, Psalmul 46:2, te rog să afișezi. De aceea nu ne temem chiar de s-ar zgudui pământul, frate și surori, care dintre noi am ajuns până aici? Să fie cu tremur la vețel și în mintia față se cântă de bucurie. Ați văzut așa ceva? Dar au zis Domnul, chiar și așa dacă se ajunge, voi trebuie să fiți liniștiți. Chiar de s-ar cutremura pământul și s-ar clătina munții în inimă. Dar de ce nu ne teme? De ce? Versetul dinainte. Pentru că Dumnezeu este adăpostul nostru și sprijinul nostru. Un ajutor? Citeam, dați cazuri. A murit un copil în București pentru că salvarea a întârziat 4 ore. Am să vă spun ceva. Există cineva care nu întârzie niciun minut. E Dumnezeul nostru. Dragii mei, vă dau câteva soluții. Poate aveți frică în anumite domenii. Măi, sufletul meu e flămând. A spus Iisus Hristos, eu sunt pâinea vieții. Slăviți să fie Domnul. Poate rătăcești în noapte. Ascultați ce spune Iisus și nu mai citesc. Eu sunt lumina lumii. Poate te simți în strântorare, nu mai știi pe unde să ieși.
Eu sunt ușa, au zis. Auzi. Poate te simți pierdut. Nu? Eu sunt păstorul cel bun. Este cineva care te caută. Doamne, te rugăm să ne găsești pe fiecare și pe cei pierduți. Poate ți-e frică de moarte. Am întâlnit oameni la care le este frică de moarte. Eu sunt învierea și viața. Nu intra în depresie din cauza asta. Poate n-ai o direcție bună, nu știi drumul pe care să mergi. Eu sunt calea, adevărul și viața. Poate te simți uscat, fără sevă. Știți ce spune Biblia în Ioan 15? Eu sunt adevărata vid. Și mai sus de mine e Tatăl meu care e vierul. Doamne, să mulțumim că ne-ai pus în viața. Nu vrem să ne mai fie frică, nu vrem să intrăm cumva depresie, îngrijorându-ne pentru nu știu ce. Dragii mei, grija noastră este să nu lăsăm păcatul să intre în viața noastră. Câtă vreme trăim în sfințenie, vă garantez, Dumnezeu e cu ochii pe noi și noi suntem în brațele Lui. O altă metodă care se întâmplă, o altă treaptă care, prin care vine depresia, sau ca să spun, o altă modalitate pe care noi o acceptăm ca să se accentueze depresia în viața noastră, este izolarea. 1 Împărați 19:3. Ilie, când a văzut amenințarea Izabelei, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba și și-a lăsat slujitorul acolo. Asta e una din cele mai mari greșeli care poți să o faci când vine depresia, când vine îngrijorarea, când vine frica, este să te izolezi. Dragii mei, tindem să ne izolăm, să știți. Uitați-vă că atunci când ne facem o fotografie, da, ne place să fim surprinși, veseli. N-ați observat și la mormântare când cineva face poze, parcă te-ți așa indispus, nu vrei să fii văzut plângând. Ați văzut vreo femeie în sala de naștere care să spună, hai să-mi faceți poze. Nu. Omul când suferă, când plânge, omul când stă îngrijorat, vrea să fie separat. Dragii mei, e adevărat că nu e bine să ne știe toți problemele prin care trecem, că sunt oameni care nu ne ajută, numai ne încurcă. Dar vreau astăzi să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră din biserică aveți cel puțin o persoană lângă dumneavoastră care vă poate ajuta în mijlocire, care vă poate fi un sprijin în post, în rugăciune și nu e bine să vă izolați. Uitați-vă că Iisus nu merge în Ghețiman fără trei oameni. Și când ăia trei dorm, ce face Dumnezeu din cer? Pe cine trimite? Un înger. Dragii mei, cea mai groaznică e să fii singur. Pentru aia, revin la multe cazuri în care oamenii și-au luat viața, spuneau colegii de servici, Domnul le zice, nici vorbă să aibă ceva, nu pentru că omul ăla s-a izolat, s-a ascuns și-a băgat durerea în el. El nu a spus nimănui, că dacă spui cuiva, nu? Îi cere ajutorul, te poate ajuta. Vă dau un alt exemplu, vă spuneam de Moise, că a ajuns în depresie și a spus, Doamne, ia-mi viața. De ce face Dumnezeu? Moise, caută 70 de oameni destoinici, adu-i aici. Iau din Duhul tău și împar la 70. Pentru că nu e bine să fii singur. E bine să împarți povara ta acolo altuia, pentru că spune Biblia în Galateni, nu? Să ne purtăm sarcinile unii altora. Dragii mei, mă gândesc la David. Atâția ani prin pustie, Dumnezeu îi acordă un ajutor pe Ionatan. Uitați-vă că toți oamenii ăștia, chiar și lui Iov, chiar dacă prietenii ăia lor mai supărat, l-au mai șicanat, dar nu a fost singur, au fost trei oameni lângă el, care îl țineau treaz prin discuții, prin discursul, prin ceea ce spuneau. Dar nu a fost singur. Tindem să ne izolăm. Știți ce spune cântarea? Nu la întâmplare sunt Domnul m-a creat, dar una din strofe spune, singur, trist și părăsit, nu vreau să mai fiu. Frații și surori, indiferent cât de singuri vă simțiți, amintiți-vă că este cineva care nu-l lasă niciodată și asta e Dumnezeu. Dar pe lângă Dumnezeu noi avem nevoie de cineva lângă noi. Avem nevoie de cineva lângă noi. Uitați-vă că Ilie l-a lăsat pe slujitor deoparte, dar nu l-a putut lăsa pe înger. Dumnezeu a trimis îngerul și l-a întărit pe Ilie. Mă gândesc la Pavel. Era în Roma, scria ultima scrisoare din viața lui, 2 Timotei. Era într-o închisoare în care spun cercetătorii Bibliei, cine intra în aia nu ieșea decât cu capul tăiat sau mort. Și Pavel știa, în câteva luni voi muri. În câteva luni, nu știu cât timp, îmi voi sfârși viața. Știți ce face Pavel? El ajunge să fie și el într-o stare grea. Dar ascultați, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit.
Să nu le se țină în seamă lucrul acesta, dar următorul verset ce spune? Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin. Și astăzi vreau să vă spun, Pavel a înțeles, e bun Dumnezeu să fie lângă tine, dar tu nu trebuie să te izolezi de nimeni din jurul tău, de toți oamenii din jur. Știi ce spune Pavel? Te rog să îmi pui 2 Timotei 4:9. Timotei, dacă vii încoace, nu veni singur. Dar în primul rând, tu caută de vină curând la mine. Pune-mi, te rog, și versetul 11. Numai Luca este cu mine. Auziți că Pavel nu s-a izolat. Toți m-au părăsit, a spus Pavel. Dar acum, zice, e Luca lângă mine. Am slujitorii Domnului lângă mine. Am cine să se roage pentru mine. Totul zice, ia și pe Marcu. Adul cu tine. Cu ani de zile în urmă am avut un mic schimb de vorbe și ne-am despărțit. Vreau să ne îmbrățișăm iar, vreau să fim unul lângă altul. El îmi este de folos pentru slujbă. Mă rog astăzi, Domnul, să ne ajute să nu ne izolăm unii de alții. Dragii mei, pentru aia venim la adunare. Să ne întâlnim cu Domnul, dar în același timp să ne întâlnim și cu frații. Azi dimineață se predica aici, locul unde dă Dumnezeu binecuvântarea, nu e acasă singur, doar. Și acolo Dumnezeu poate da binecuvântarea în odăițe când te rogi. Dar unde dă Dumnezeu binecuvântarea e unde sunt frații împreună. Și toți erau împreună în același loc și se coboră Duhul Sfânt. Eu n-am găsit să scrie în Biblie și unul care nu suporta pe ea la alți să ruga singur acasă să coboră Duhul Sfânt și peste el. Nu. Până s-o strâns, o dura câteva zile, până s-o strâns toți, s-o ruga și Duhul Sfânt o coboră. Oaia care stă izolată este în pericol. 4. Ce face Ilie în momentul astea grele? Mai face un lucru prin care depresia iară intră mai adânc. Exagerează, ascultați. 1 Împărați 19:10. Am fost plin de râvne, copiii lui Israel au părăsit, le până aici totul bine. Am rămas numai eu? Numai eu singur, zice. N-ați auzit oameni? Fata zice, toată biserica, eu ce mai țin pocăința. Dragii mei, în momentele de frică, în momentele de teamă, de depresie, suntem tentați să exagerăm. Nu, n-ați văzut când ești bolnav, ți se pare că tu ești cel mai bolnav din lume. N-ai observat asta? Vă spun câteva propoziții pe care noi le folosim când suntem în depresie. Ascultați, nu mă mai înțelege nimeni. Am o întrebare. Chiar așa să fie? Ești sigur de ce spui? Nu cumva și tu ca și Ilie exagerezi și spui, Doamne, nu mai e nimeni, eu singurul. Nu mă mai iubește nimeni. Dragii mei, eu nu cred că este în sala asta aici cineva care chiar să nu fie iubit de nimeni din toată România asta. Nu cred. Dar în momentele alea de depresie spui cuvintele astea. Nu mai ascultă niciunul din copii. Chiar niciunul un cuvânt te mai ascultă. Nu mai văd nicio scăpare. Sau zici, merge foarte rău, am multe probleme și materiale. Dragii mei, de multe ori ne plângem când ne merge rău. Ascultam o mărturie zilele trecute. Un frate din Bucovina spunea despre tatăl lui, care e mor de mult. Când a fost foamea aceea după război, a plecat tatăl de acasă cu toți banii, i-a pus într-un sac. Erau bani atunci și nu era mâncare. Și-a venit până în Banat. A cumpărat un sac de porumb măcinat de toți banii și-a plecat înapoi pentru un sac. Și-a zis, noi copiii am fost fericiți pentru că tata s-a întors cu un sac de porumb măcinat, cu făină de porumb. Și acum ai frigiderul plin și copiii comentează și spui, merge rău. E criză, zice. E criză de pocăință, cred că, și de recunoștință. Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, am acest îndemn pe care l-am primit din partea Domnului, stând în rugăciune pentru acest mesaj. Nu căuta să exagerezi. Caută să vezi în tot ce crezi că e rău. Caută să vezi ceva bun. Amintește-ți, aș spune că niciodată în viață nu există situații în care să n-ai nicio ieșire. Poate uneori ieșirea e chiar ușa pe care ai intrat. A spus Domnul către Elie, du-te pe drumul pe care ai venit, du-te înapoi. Poate fi aia ieșire. Ți se pare că boala ta e cea mai gravă? Spunea cineva recent printr-un mesaj trimis la mai multe persoane, dacă vă mai plângeți de dureri de măsea și de alte dureri, faceți o vizită la oncologie în Timișoara și o să vă treacă. Ne se pare că noi ducem cel mai greu. Dragii mei, sunt alții care o duc mai greu ca noi și poate nu folosesc cuvintele care noi le folosim prin exagerare, prin plângere. Ți se pare că nu te mai iubește nimeni? Uite-te la cei câțiva zeci de mii de copii orfani din România și nu o să mai spui că nu te iubește nimeni. Ți se pare că nu mai vezi nicio scăpare?
Aici intervine credința, dragii mei. Vă dau un verset despre Dumnezeu care poate schimba orice situație. Isaia 43:19. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri săcetoase. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, nu există situație pe care Dumnezeu să o depășească. Mă gândeam la un copil care se plângea și el și exagera, avea niște adidași mai uzați și era undeva într-un parc. Și copilul ăsta se uita la adidașul lui și tot se plângea și spunea că are cei mai urâți din lume și cei mai vai și amar adidași. Și-a văzut, când s-a uitat mai bine, un copil îmbrăcat, curat, cu adidaș, noi nouți, stând pe o bancă, liniștit. Și-a zis copilul, vreau să fiu ca și copilul acela. Vreau să fiu ca el, să am adidașul lui, să am pantalonul lui, să fie exact ca și el. Și după câteva minute vine mama cu căruțul acela, știți? Și l-a pus pe copil acolo. Atunci copilul ăsta a început să plângă și-a zis, am crezut că eu mă plâng că n-am adidaș, alții n-au picioare. Știți? Alții n-au picioare. Dragii mei, cred că dacă ne vom uita în viața noastră cu atenție, vom găsi motive nu de exagerare negativă, ci de mulțumire. Că Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Atunci când vine depresia, când vine îngrijorarea, caută să te sprijin de un lucru bun din familia ta. Uită-te la ceva bun. Nu te uita numai la negativ, cum a făcut Ahab, că ăla a omorât pe proroci, exact cum spunea fratele Corina aici. Nu. Uită-te la un lucru pozitiv, că toți avem momente în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și ne putem ancora de ele ca să trecem mai departe peste ele. Doamne, ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, știți când oamenii ajung în depresie și ajung în cea mai acută stare, când ei simt că nu mai sunt folositori pentru nimeni și pentru nimic și nu mai au niciun scop pentru care să trăiască. Ilie a crezut că gata, s-a terminat tot și a zis, Doamne, zice, mai bine i-am viața, destul, e suficient. Am fost pe Carmel, am făcut aia și aia, e suficient. Auzi ce spune Domnul, Ilie, nu ți-ai terminat treaba, du-te, întâi împărați 19:15, unge pe Hazael, unge pe Jehu și unge pe Elisei. Tu nu ți-ai terminat treaba, dragii mei, Dumnezeu îi pune o întrebare lui Ilie, ce faci tu aici? Vreau să vă pun o întrebare, crede că Dumnezeu nu știa ce face Ilie? Fac o paranteză, dacă vrei să ajungi pe cineva care e în depresie, întreabă-l și ascultă-l. Dumnezeu îl întreabă de două ori și îl ascultă pe Ilie de două ori, pentru că omul care e în depresie, în necaz, se închide. Tu trebuie să mergi să găsești o portiță, să-i pui o întrebare, să-l asculți, să vezi ce spune omul acela. Și apoi spune-i la omul acela, tu ai un scop pentru care trăiești, Dumnezeu te-a făcut pentru un scop. Nu mai spune că nimeni nu te iubește, nu mai spune că nimeni nu te bagă în seamă, tu ai un scop pentru care trăiești, Ilie, ridică-te și du-te. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că diferența dintre oamenii care trăiesc fără Dumnezeu și oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, știți care este? Diferența colosală. Cei care trăiesc cu Dumnezeu înțeleg că merită să trăiască, că au un scop clar pentru care să trăiască. Cei care trăiesc fără Dumnezeu cred că scopul e doar să pune beceauri la casă. Cei care trăiesc fără Dumnezeu cred că singurul scop e să-și facă o viață mai bună, confortabilă aici. Nu. Și de ce noi suntem în viața astăzi? Din două mari motive. Unu, să ne mai pocăim. Amin? Dacă nu vă veți pocăi, toți veți peri. La fel spune Iisus Hristos. Că vă întrebați de ce voi trăiți și aia au murit. Pentru ca să vă mai pocăiți. Și doi, suntem în viață, noi care trăim cu Dumnezeu, pentru că încă nu ne-am terminat ogorul de lucrat. Încă nu ne-am terminat misiunea. Dragii mei, cel mai ușor diavolul îl înfrânge pe cel care spune că trăiește degeaba. Cel mai ușor. Să știți un lucru și mă apropii de final. Când lucrarea noastră se va termina, nu o să fim în depresie, vă garantez. Când lucrarea noastră se apropie de final, nu o să fim în depresie, ci vom fi liniștiți. Nu vom cere moartea, ci vom vorbi liniștiți despre moarte. Argumentez biblic, 2 Timotei 4, revin la Pavel în închisoarea din Roma. Ce-o zis către Timotei? Adum antidepresivele că mă așteaptă ăsta cu sulița la ușă, mă, și nu mai pot. Așa o zis Pavel. Dragii mei, Pavel s-a uitat în spate și a terminat lucrarea. Eu sunt gata, 2 Timotei 4:6, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ascultați. O zis Pavel, eu sunt gata, eu mi-am terminat misiunea, pot să plec la Dumnezeu. Eu nu trebuie să implor moartea, ea vine. Timotei, tu nu ești gata. Ascultați alt verset, spune Timotei, tu continuă-ți lucrarea.
Tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, Timotei, tu n-ai terminat! O să mai fie necazuri, o să mai fie întrebări, o să mai fie pietre, o să mai fie lovituri, Timotei, tu nu ți-ai terminat încă ogorul. Continuă să lucrezi. Tu fii treaz și fă-ți slujba. Și într-o zi, când vei ajunge la final, vei fi liniștit ca și mine? Nu va trebui să implori moartea? Nu va trebui să spui, Doamne, ia-mi viața că nu mai suport pe ăștia care mă bajocorez, nu. Vei spune, Doamne, mă uit în spate, mă uit în față, de acum mă așteaptă cunună. Ce cuvinte frumoase! Comparați pe Pavel, care moare liniștit, care moare în păcat cu unul care se aruncă de pe bloc, cu cel care s-a aruncat ieri de pe podul acela de la autostradă, da? O lăsat doi copii în spate și o soție și o scris un bilet, zice, vă privesc de sus, zice. Vă dați seama cum înșală diavolul, zice, ia-ți viața că o să fie mai bine dincolo în rai. Și o zis, zice, n-am mai putut, n-am mai suportat. Omul nou m-a aflat în depresie și o lăsat în spate doi copii. Dragii mei, am citit mărturii ale unor oameni la care tata s-a sinucis și el a spus, și eu am vrut să mă sinucid. Dar când am știut ce a lăsat tata în urmă, mi-am dat seama că dacă mi-au viața lasă în urmă numai lacrimi pe 10 de ani pentru mama mea, pentru frații mei, pentru neamurile mele, pentru prietenii mei, nu sinuciderea e soluția. La depresie, dragii mei, soluția e cuvântul lui Dumnezeu. Soluția e pocăința. Soluția e să te prinzi, să te ancorezi în el. Elie, ce faci aici? Ieși afară din peșteră. Uitați-vă, dragii mei, că peștera aceea lui Ilie simbolizează exact interiorul acela și atmosfera aceea sumbră în care oamenii aceștia care sunt cuprinși de îngrijorare, de tristețe, de frământări, se închid acolo și nu mai vor să iasă afară. Dumnezeu spune, ieși afară! Dumnezeu nu a spus, stai acolo că vine o peșteră cu Duhul Sfânt. Nu! Ilie, fă-ți parte, ieși afară, eu trec prin fața peșterii, eu nu stau în peșterii, Ilie, nu stau în întuneric. Pentru aia spune Iisus mai târziu, ați făcut din casa mea o peșteră de tălhar. Peștera nu are oxigen, dragii mei. Peștera nu are lumină. Peștera nu are aer. Peștera are o singură intrare, fără ieșire. Te-ai băgat acolo, mai apunde să ieși. O zici afară, Elie. Tu încă mai ai de lucru, tu nu ești la voia întâmplării. Oamenii care ajung în astfel de momente spun, nu mai mă iubește nimeni, nu mai are nevoie nimeni de mine. Vreau să se încheie tot aici, ascultă-mă. Îmi doresc astăzi, dacă ești cuprins de gândul acesta de tristețe, de îngrijorare, de frământare, de frică, poate spui că nimeni nu te mai iubește, nimeni nu e față de tine, vreau să spun ceva. Dumnezeu poate să eliberezi în această seară. Dragii mei, închei cu mărturia unei fete. Ați auzit de acel accident, toată România a auzit și în Europa și în America s-a auzit. În urmă cu 2 săptămâni, în județul Sălaj, o mașină cu 4-5 fete a fost lovită de tren. Fata care conducea autoturismul, o fată credincioasă, a scăpat cu viața, celelalte 4 fete au murit. Una din cele 4 fete care au murit a fost membră într-o biserică în care am slujit de câteva ori, din județul Baia Mare. Fata aceasta a fost șefă de promoție. Și la liceu? Și la facultate. În urmă cu 2 săptămâni, vinerea, trebuia să aibă discursul în fața studenților. Dragii mei, mi-au scris în urmă cu câteva luni, recent am descoperit prin e-mail-urile mele că fata aceasta mi-a scris să-mi ceară un sfat. O trecut printr-o perioadă de neliniște, o trecut printr-o perioadă de îngrijorare, de, aș spune, frustrare că cineva i-a promis ceva și nu i-a îndeplinit promisiune. Nu știu dacă am fost ultimul slujitor care am dat un sfat în viață, dar pentru aia spuneam în predica de Rusalii ce important e să fii călăuțit de Duhul Sfânt și să dai sfaturi bune. Știu că i-am spus un singur lucru, o singură propoziție mai importantă și am spus, Sara, orice ar fi, tu să te ții de Dumnezeu, că e singurul care nu trădează, e singurul care nu înșală pe nimeni. În urmă cu 2 săptămâni într-un accident și o sfârșit viața. Vă citesc, am aici cu mine, cred că e penultimul eseu care l-a scris ea. Să vedeți ce gândire matură. Să vedeți că fata asta, trecând și ea printr-o stare de neliniște, printr-o stare de tristețe, a văzut o soluție pe care mulți nu știu și nu o cunosc. Și-a plecat în păcate la Domnul, și-a plecat cu sufletul liber.
Se lasă seara în oraș, în suflet, în mine. Mă aflu de multe ori într-o luptă continuă cu gândurile mele, visele mele, chiar și cu trecutul meu. Probabil și tu ai mai fost pe aici. Știi prea bine ce înseamnă neliniștea, nesiguranța, dezamăgirea și multe alte stări care îți fură pacea. Cu toate astea, există un lucru, mai bine spus, un loc unde ne putem ascunde, unde putem simți pacea, iubirea și încrederea. Acest loc este odăița. Nu odăița plină de prieteni petrecăreți, nici cea în care muzica răsună la maxim, nici cea în care râsetele și glumele sunt întoi. Nu! În astfel de odăițe simți pacea și bucuria doar pentru o clipă. Amintește-ți gustul amar după ce toate acestea trec. Amintește-ți cum ești când vine seara, seara sufletului. Adevăratul refugiu al înserării sufletului este odăița în care ești doar tu, tu și cerul. Dacă vrei să aduci dimineața în inima ta, trebuie să faci exact ce am găsit scris în Biblie. Intră în odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Așadar, aici te poți ascunde, aici poți gusta pacea primită în urma rugăciunii, auziți? Deși poate crezi că e aberant, chiar aici în odăiță poate coborâ cerul. Cerul coborât în odăița ta va intra apoi în sufletul tău, odată ascuns în loc sigur, poate veni seara, căci tu ai cerul senin în inimă. Ultima propoziție. Nu uita. Doar rugăciunile din odăiță te ajută să crezi că seara trece, iar dimineața vine veselie. Nu v-ați bucura copiii voștri să scrie așa eseuri? Simți că ai trăit pentru ceva, nu? Știți care a fost ultima cântare pe care o cântat-o seara? Te rog să mă ajut. Vreau să o cânt. O știți unii dintre voi că s-o cântat aici. Permiteți-mi 3 minute. O cântare care o cânt de multe ori când vin de la evanghelizări. O cântare pe care o cântă unii din slujitorii noștri când vin de la evanghelizări. Și cântarea spune: din zori zilei mele în lanul tău m-am dus, cu legător de spice, așa cum tu ai spus. Cântau secerătorii, eu îi urmam tăcut, sfios și singuratic și lăcrimând carul. Prin tot zăduful zilei, sub soarele arsând, cu fruntea plecată, am ostenit lucrând, dorind când vine seara să-ți pot aduce-n prag, cu dragoste smerită toți snopii strânși cu drag. Stăpâne, iată seara se întinde peste voi, când se întorc acasă toți slujitorii tăi. Pe urma tuturor mă întorc și eu tăcut, sfios și singuratic și lăcrimând carot. Mă rușinez de rodul puțin ce l-am găsit, dar tu-mi cunoști arșița prin care am trudit. O, iată, vine seara, își cer un adăpost, să adorm cu cei care la munca ta au fost. Întinde peste mine veșmântul tău plăcut, la sfintele picioare să dorm și eu carut. Iar mâine dimineață să mă scol fericit, să întâmpin bucuria care mi-ai pregătit. O cântat duminica asta și joi o intrat în bucurie. Citeam în avion eseurile ei mergând spre Italia în urmă cu 2 săptămâni. Și am zis: Doamne, de ce o plecați seara și noi am rămas? Și Doamne mi-a spus: pentru că ei au fost gata. Ea și-a terminat lucrarea. La 22 de ani unii sunt gata, alții la 80 de ani nu sunt gata, știți? O reușit să depășească neliniștea din viața ei, nesiguranța, trădarea altora. Și au zis: Doamne, sunt aici. Vinerea trecută trebuia să ține, cum vă spuneam, discursul în fața elevilor. Și Dumnezeu cred că i-a spus: vino să ții discursul în fața îngerilor.
Dragii mei, într-o zi vom pleca și noi. O să spuneți, Hade Cristi, dar nu e o tragedie să te lovească trenul. Nu. Tragedia e să mor cum o vei murit unul din vecinii părinților mei, acasă în pat, cu revistele pornografice sub pat. Ați auzit? Nu să te lovească trenul e tragedie, nu să mor de cancer e tragedie. Tragedie după ce închizi ochii, să ajungi în iad. Eu vreau într-o zi, împreună cu voi, când vom închide ochii, să nu cerem moartea să vină. Să nu plecăm din lumea asta cum au plecat unii, cerând cuțitul. Să nu plecăm din lumea asta înjurând și blestemând cum mor mulți în spitale. Să plecăm din lumea asta cântând o cântare înainte cu câteva zile ca și seara. Să plecăm din lumea asta îmbrățișându-ne părinții, nu trântind ușa la ei. Să plecăm din lumea asta nu cu logodne rupte și cu căsătorii rupte și cu vorbe aruncate în vânt. Să plecăm din lumea asta în pace cu toți. Să nu plecăm din lumea asta și șeful să vină să ia de pe familia noastră nu știu câți bani pe care i-am stricat la păcănele. Când plecăm din lumea asta, să nu plecăm în depresie. Să nu plecăm cu medicamentele antidepresive lângă noi și cu Biblia departe. Să plecăm cu Biblia lângă noi, subliniată și trăită. Și alții care vor veni la mormântarea noastră să poată să spună cu adevărat o fiică sau un om al lui Dumnezeu. Au plecat. Nu cum pleacă aia care se aruncă de pe vila, care au făcut-o de pe bloc sau de la etajul 7, ci cum pleacă oamenii care înainte să plece cântă, care înainte să plece caută pe bolnavi, care înainte să plece au 10 pe linie, știți? Într-o zi o să plecăm, frate, să și noi. Îmi doresc acest mesaj să fie un mesaj de încurajare. Dacă ai frică, dacă ai teamă, să spui, Doamne, eu știu că Tu porți de grijă crinilor de pe câmp. Eu știu că porți de grijă păsărelor. Vino și în inima mea și schimbă inima mea de piatră cu inima de carne. Vino și în casa mea. Am multe motive să mă îngrijorez. Am motive ca și Ilie să mă separ, să nu mai aud de biserică, să nu mai aud de frați, să mă izolez. Dar am înțeles în seara aceasta că soluția nu e să mă separ. Soluția e să fiu împreună. Soluția e să plâng pe umărul cuiva. Soluția să-i spun soției mele ce mă pasă sau soțului meu. Și dacă ei nu pot să mă ajute, mă duc mai departe la lucrători. Dar nu vreau să mai port în mine de 15 ani necazul ăsta. Nu vreau de atâția ani să tot să mă blastă în zilele, să-mi ceră moartea și să nu mai știu ce să fac. Nu. Nu vreau să mă uit la ăștia 7, 8, 10 prunci pe care i-am făcut să zic mai bine nu-i făceam, cum au zis alții. Mi-e greu ca și mamă, mi-e greu ca și tată, dar vreau să-ți mulțumesc pentru ei că ei sunt o binecuvântare. Și vreau să mă întărește astăzi să fac mai departe ceea ce mi-ai dat să fac. Și într-o zi când voi ajunge sus, să pot să spun, Doamne, întinde-mă taua ta peste mine, nu împreună cu bețivii, nu împreună cu criminalii, nu împreună cu sinucigașii. Împreună cu lucrătorii tăi să mă odihnesc și eu. Că am lucrat în câmpul Evangheliei, că am făcut voia ta și Dumnezeu, să ne ajute la asta. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm, cerem puterea Domnului, cerem sângele Domnului, cerem eliberarea Lui peste orice duh de frică, frate și soror, peste orice duh de neliniște. Ieșim afară din peștera noastră și mergem cu Dumnezeu, că Dumnezeu mai are pentru noi de lucru. Mai are spitale nevizitate, mai are săraci neînrăniți, mai are rugăciuni prin care Dumnezeu vrea să dea răspunsul prin noi la rugăciunile altora și făcând ceva bun ne vom zidi, ne vom întrema și vom mai alerga iarăși cum a alergat Ilie. Și vom găsi un Elisei gata să pornească, să ducă lucrarea mai departe. Vom găsi 7.000 de bărbați care au trecut prin multe, dar au rămas lângă Dumnezeu, în picioare, sfinți, și vom ști că sunt oameni pe care Dumnezeu ne pregătește ca să nu fim singuri. Ne rugăm și la final mulțumim. Amin.